Că vorbim despre localități greu de gestionat, în sensul că locuitorii comunelor noastre sunt, nu sunt nici țărani, nici orășeni. Sunt și. Eu am o vorbă urâtă, urâtă. Nici cal, nici măgar, catârii. Noi vrem calitate, vrem totul rapid, vrem totul peste noapte, vrem totul bine. Spune, suntem în mileniu 3, în secolul 21 și n-avem aia. Le vrem peste noapte. De noi toți depinde să le putem realiza și să-i mulțumim pe locuitorii comunelor noastre. Noi ca administrație publică locală, iar dumneavoastră ca și agenți economici, patroni, care trebuie să mulțumiți și salariatul pe care îl aveți acolo, dar să și aveți produse de calitate. Pentru că programele acestea pe care le implementăm ne ajută să facem desfacerea acestor produse, ne ajută să înființăm noi societăți comerciale, ne ajută să pregătim profesional oamenii pe care vrem să-i avem lângă noi. Am uitat să precizez, programul are o durată de 7 ani de zile, așa sunt etapizate în 3 etape, dar, Doamne, doar să mor să treacă 7 ani. Păi cum adică? Noi în 2 ani trebuie să luăm banii și să cumpărăm alții, să luăm alții. Alții să accesăm alt program. Ce înseamnă 7 ani? Păi dormim pe noi, dar 2 ani este bine, este cu chipzuință și este posibil, ca la orice fond european, cu implementarea fondurilor financiare. Acest grup de acțiune locală ne permite nouă să ne deschidem aripile de accesare a altor fonduri europene pe alte proiecte, programe transfrontaliere, programe cu finanțare, deci putem să avem în același timp de coeziune economică, socială, culturală, tradițională. Doar asta urmărim. Nu am făcut un proiect și dormim pe el până când îl terminăm. 7 ani avem un proiect. Doamne! De fapt, aici trebuie să vorbim despre câteva lucruri foarte simple pe care le-am învățat în decursul, cred eu, mai multor ani. Și anume, ceea ce înseamnă dezvoltare locală, ceea ce înseamnă parteneriat public local, ceea ce înseamnă responsabilitatea în general a unităților administrativ-teritoriale în ce privește dezvoltarea comunității locale, ceea ce înseamnă responsabilitatea instituțională la nivel guvernamental în ce privește programul de guvernare și ceea ce noi ar trebui să dezvoltăm în rândul colaboratorilor noștri, răspunderea față de fiecare etapă de implementare a unui proiect, pentru că numai așa putem avea șanse în a duce până la sfârșit cu succes acel proiect. Să vă prezint organizarea acestui gal al nostru. Cum v-a spus și doamna primar, sunt cele 3 unități administrativ-teritoriale, Cumpăna Valului Traian și Poarta Albă, 5 parteneri privați și un partener din partea societății civile. Organele de conducere ale grupului de acțiune locală sunt Adunarea Generală, Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Compartimentul Administrativ în care vor face parte 6 experți, iar președintele grupului local Canal Dunăre Marea Neagră 2016 va fi primarul comunei Cumpăna, doamna economist Mariana Gâjă. Spuneți-mi pentru dumneavoastră ce înseamnă de fapt întâlnirea de astăzi. Înseamnă o muncă în echipă, unde participă nu doar unitățile administrativ-teritoriale Cumpăna, Poarta Albă, Valul Traian, din care este constituit grupul de acțiune locală Canal Dunăre Marea Neagră 2016, ci și 5 societăți comerciale și o asociație pentru dezvoltare comunitară, care este reprezentantul societății civile. Înseamnă că nu doar unitatea administrativ-teritorială reprezentată de administrația publică locală este cea care accesează fondurile, ci și societățile, și că atunci ne putem permite, împreună, deci muncind, să pregătim profesional alte persoane din localitățile noastre, un număr de 70 de persoane, deci pregătirea profesională, pregătirea umană este cea mai importantă, precum să creăm posibilitățile înființării unor nou societăți comerciale, să ne putem să îi ajutăm să se unească în echipe care să poată să ajute la desfacerea produselor pe care le realizează societățile comerciale sau societățile comerciale membre, cele 5 societăți comerciale private, să poată să acceseze fonduri pentru dezvoltarea celor existente. Sunt convins că aveți în minte un proiect și aș vrea să-mi dezvoliți dacă se poate
Care ar fi genul de proiect care v-ar plăcea să fie realizat în prima fază prin acest grup? Deci cel mai important și pentru început este cel de stabilire și, dacă vreți, descriere a strategiei de dezvoltare durabilă, pentru că de la acest program de strategie de dezvoltare durabilă depind toate celelalte proiecte. Este cartea de temelie în momentul în care tu vrei să te dezvolți. De acum noi trebuie să dezvoltăm ceea ce avem în localitate, pentru că, vedeți dumneavoastră, grupul de acțiune locală ne permit accesarea altor programe, precum fondurile transfrontaliere, care se duc și se extind până la realizarea proiectelor, de exemplu la Cumpăna, pietruire și asfaltare de drumuri, care este atât de așteptată și de căutată de toți locuitorii localității mele.